Salută, brotheri! Cu cine credeți că sunt aici, pe zonă? Cu brotherul Alex. Uite, asta merge de treabă. A stricat tractorașul. Și o să vă explice brotherul meu acum ce a făcut. I-am dat cox. Te-ai ridicat pe două roți așa cu el? Atunci când ai zis să te filmezi? Mai ales un fiu. A. Tataia i-a dat de... L-a nenorocit? El merge tare cu el. Păi stai puțin, și l-ai decarosat? Unde-i caroseria? Acolo, aia, aia, nu? Păi și ce vrei să-i faci acum? Cutie. Dar motorul pornește? Da. La sfert. Care cutie? Asta e cutia? Da. Aha. Uite-te că e perfect. Păi și ce schimb din ea? Toate pinioane. Păi ce au? Nu sunt... Da, sunt iarte. El trebuia să fie ca aici. Ia uite pe cum e. Se mișcă asta? Toate. Mamă, și ăsta cum e, băi? A, ia uite, bă, asta e aia care bagi, unde bagi ăla și schimbi de sus, nu? Când o dai așa, pac, pac, prr, prr. Mă, da, bă, uite cum e cutia. Dar de ce sunt așa rotunde? Ca să intre mai bine? Păi și cum poți să le rup alea? Să le dai cărjă? Păi, cum trebuie? Asta e ambreiajul sau e frână? Cum merg eu ușor. Și aia e frână, gata, mă, uitasem, m-am avut. Nu știi că eu merg ușor cu el? Ia uitați, fraților, ce a făcut. Ia să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți. Băi, ați mai văzut așa ceva? Dar și ăsta tot așa e rotund? Auzi, dar ele nu trebuie să fie așa drepte? Sau trebuie să fie un pic rotunde? Trebuie să fie drepte. A, deci nici, în nicio parte nu trebuie să fie rotund așa, nu? Nu. Are un pic de... Un pic, o teșitură mică. Uite, uite ăsta că mi-a arătat Ilie. Ăsta a fost pus pe tractor vreodată? Nu. A? Nu a fost. Ba da. A, uite, uite, ia uite. Auzi, Alex, ia uite-te. Ia uite. E și ăsta un pic, ia uite, cioplit. Dar mai merge. Merge. A, nu prea o folosești, dar trebuie să fie toate pinioanele, nu poți să... Dacă tot îl desfaci, da. A, deci uite, are o teșitură micuță, deci ar trebui... Ia uite-ți cum arată unul așa. Da, un pic ca să intre, ca să cupleze, am înțeles. Că de-aia am zis și eu, ia, ce faci, mă, brother, aici? Da, uite că... Mamă, cum sunt astea. A, dar el nu mai intra deloc. Nu mai intra, dar să rea în viteză. Nu mai pleca de pe și dacă țineai mâna pe manetă? Zupea mult. A, o smulgea. Mă. Ia uzi, bă, ce cu asta cum e, frate. Siguranțele astea de unde le lua, frățioară? Așa se pune, frate. Știu, mă, știu că e așa, cu să... Așa se... Dar nu trebuia să fie siguranțe ca să... Nu, trebuia să le leși de asta ca să nu se învârtă, da? Da. Așa e ele, mă, în fabrică. Am înțeles. Da, asta merge să vedem ce face cu furcile astea. Să nu umblu la sârmile astea, să vadă el. A, ca să se uite, da. A, că după aia... Dar poți să-l desfaci, trebuie să-l... Tata să-l... ia și de felul pe ăla, că nu pot. Pă, din trei e dale. Mai e un. Și aici ce e, Alex? Reductor. A, ia. Ia uite, bă. Unde vine pompa de ulei? Bă, ia vină încoace. Dacă e tractor atât de lung, de ce nu-i dai reductorul jos? Așa. Și să-l prinzi de acolo și aici. Și să nu mai dai, să și o ieși duci la fier vechi. Ia zi, hai că ai zis. Aici e volanta, da? Da. Și el vrea acum... Ați avut și voi tractorul ăsta, nu? Da, a avut tata, dar mai de mult. Și el vrea acum să-l desfacă de aici ca să... Ce știți voi, mă? Da. Era să ne răspundem la... Unde a fost gradul acea cu... Da. Remorca cu cărămidi. Da. E, acum... 20 de ani. De ce, mă? Spune și mie, vorbește. Nu mai. Ia zi, fratele meu, până la urmă ce prezi? O filmăm când îl desfacem? Da, frate. Te ajut un pic? Sau? Cum vrei tu. Deci ai venit să-mi spui și mie pentru... Da, fac ureștia. Așa trebuia să stai ăștia doi lipiți? Da. Așa e din fabrică? Ca să nu intre... Da. Am înțeles. Acest carburator claxon, al acesta îl pot lua eu ca să-l pun pe bicicletă? Bicicleta are să aude claxonul? Îți dai seama. E de la de mașină. A, n-am știut că e Volvo 343. Are motor de 4300. 4300? Mamă, ia uziți, fraților. E pe benzină, mă? Bă, mă, lași. A, de, ăsta, și ăsta ce e? Diesel sau? Uh-huh. Păi și nu poți să-i pui, mă, GPL dacă e pe benzină. Ăsta e campion. Pornește la sfertul academic, nu? Da, ăsta e ăla cu care ai dat la mine grădină. A zis, nu mai porni, mă. A zis, vrei să-l pornești? Nu, nu. Și...
Mi-a zis cineva că asta nu e a lui, știi? Cine a zis, mă? În comentarii. Să nu fie. Nu, zicea că lui. Se pune. E a lui din fabrică? Nu din fabrică, ei l-am pus noi. Păi nu, se poate... Zi, se poate adapta. Da, a, și astea sunt ca să-l tragi, să faci roțile mai mici. Și cât mai iese afară? Mai iese? Mai iese. Băi, ești nebun? Da. Hă? E până aici. Ia. Ah. Păi nu, nu, nu e până acolo, e până pe aici, pe undeva, pentru că mai are două de astea care să intre, vezi? Ia uite, ca să-l pui. Da. Am înțeles, e cam până pe aici. Ah, ia uite, băi, ce șmecherie. Și ăsta ce face aici? Era bolțul ăla, deci cumpărăm un cui, că nu mai avem. Ah, pentru ăsta de aici? Mm-hmm. Ah, dacă-i scoți ăsta, iese, rămân roțile înapoi? S-a întâmplat vreodată să rămână, a văzut la cineva, Alex. Ia uite, a tras cu tractorul cur de cur și a sărit roțile, bă, asta de pe față și a căzut tractorul. Ia uite, coane, s-a rupt ăsta, bă. Dar cum a tras, bă, de ele s-a rupt? Cine știe? O fi din ciocolată? Da. E din ciocolată, nu? Băi, frate, mie îmi plac tractoarele, mirosul ăsta de... De coroane, dar e 400 de kg o coroane. Nu știi că la mine mi-a băgat ăla, când am avut tractor, a băgat un șurub, nu știu dacă știi. Ce șurub, mă? Băgase un șurub, uite, pe aici, pe la asta și mi-a băgat, nu aici, unde se bagă ulei, e un, uite, pe dopul ăla de acolo. Și mi-a băgat un șurub, de la că l-a chemat pe ursul, de la Gălbinaș, și l-a chemat și aveam un șurub așa, cu file de la cap la coadă și mi-a zis, băi, de când sunt eu, șurub de ăsta n-am găsit în tractor. Și a băgat ca să-i facă rău, când i-a zis tata să-i ducă tractorul acasă, ai înțeles? Ce dușmani? Și a spart, coroana aia. Șurubul a prins corona. Da, l-a prins corona și a rupt șurubul. Ai văzut ce dușmană? Dar Dumnezeu n-a dormit. Știi ce zic? I-a făcut rău. Ia mai explicăm, băi, Alex. Spune, ce facem acum? Cu ce te ajut? A, uite, bă, a desfăcut și ăsta, băi. Nu? Ăsta e, pedala asta e de la ce? Nu, nu mai putea. Se cuplește sateliții. Am înțeles, am înțeles. Și asta? Am în două roți. E priza de putere aia care am vorbit. Și crezi că dacă stau eu cu mâna acolo și am tras așa, se duce priza în sus? Ce facem cu scuterele până la urmă? Îl fac de ter. Le facem praf? Mamă, păi, dacă ai făcut tu tractorul praf, scuterul, uite-l și pe ăsta, băi! Da. Mă! Da, ăsta se strică vreodată? Cutia, da, toată e, nu? Rar. A Ilie, poate să strice ăsta aia, bine? Axul ăsta dă stăpinioanele pe el? Ăsta? Nu, nu se zice, e de oțel tare să sau... Să mai strică și ăla. Da, din ce-i făcut ăsta, nu sunt făcute și pinioanele, oțel sau tot? Sunt oțel, sunt toți făcute ca lume. Și ele, pe timpul ceașcă. Câți ani are tractorul? Are 30 de ani? De când e tractorul ăsta și tot are vopseaua bună pe el. Ăsta... Da. Asta cu 8 ani, 10 ani, nu mai încurcă. Mă. Și aici așa trebuie să fie asta, nu? Ca să... Hai gata, bă, mai zăpăcit cu vlogul, gata. Hai când îl desfacem să mai filmăm, ha. Vlog, că a făcut vlog el. A făcut vlog. L-am pus, l-am pus. Uite așa, să ia bara, ca să le spui la oameni aici. Să ia bara, să pune la lantul. Tiranți. Ca să putem decupla. Așa, așa. Hai, bă, saltă, mă, Ilie. Bă, da, pe dracu, da, ci. Nu, că iese repede. Că suntem în direct. Alex, ia zi ceva. Și pe ăsta de ce-l pui aici? La urgență. Hai, dă-i, mă, gata, fratele meu. Hai, dă-i. Așa, nu, aici puneți, băieții. Aici se pune, se decuplează. Când puneți pe aici. Mai dă forță majoră. Așa, așa. Mai dă forță majoră. Punem acolo, în caz nu avem ansamblentul sau la tiranți. Yes, of course. Yes, of course, Așa, bun, ok. Gata. Bun, hai să vă arătăm cu voi. Ai, un chitul ăla. Nenu, pe ce să apasă oamenii? Băi, lasă să apese. Un domn mai în vârstă, de la cric, să săltăm aici, de la o parte. Frumos. Rămâne motorul pe ăsta. Decuplăm frumos. A, motorul rămâne exact, cu care. Exact cum se face ca la carte, da? Da. Avem un 35 de centimetri care ne trebuie un adaus acolo. Mamă, știi și exact cât e aici, e marfă, bravo. Păi dacă știi băiatul, mă, ce vrei? E profesor? Hai, vină la bani, hai. Băi, cine-l bă că-l spargi, mă? Ce e asta, Rafael? Ce faci? E pinionul la pompa hidraulică. Care pompă? Hidraulică care e desfăltată. Ah, din spate, bravo. Punem
acum. Aici vine un cot. Iau. A, îl ridică de aici. Ce far băgăm aici? Salut, Rafael. Să băi, dacă e nevoie de ceva, mă... Îmi zici? Cum e la medicul de familie. Aici se asigurează. În timp ce plecăm cu el înapoi. Aici se asigurează în timp... Mai salvă. Până să plecăm înapoi. Așa, nene. Hai că se asigurează bine. Rafael, dă-mi și mie două bombe. Păi... Și din mâini. Și una în tractorul ăla. Ei, cine pătrația ăla? Care e protația? Care e protația? Nu avem o drugă de a folosi. Apelam la un prieten să ne tăiem și chituci. Și e tot ok. Bine? Și cu ce tăiem? Tai jucul ce se poate. Ia, vezi, e băgat sau? Ia. Ok, e tot aici stau. Gheorghe Vlog, fratele nostru, viața asta noastră. E, frate. Vă arătăm meserie ca la carte. Da, cum? Ilies Vlog. Așa. Aici avem o cutie de viteză da, de reparat. Dar pentru cine nu știe, Gheorghe, e a copilării cu mine, de îl știu de mult, dar e tata lui Alex. Ca să... Poate nu știe lume. Am eu suc. Pune la băieți cât un par de suc. Ca să yes. Facă o treabă extraordinară de bună și nu se filmează aici pe milioanele astea acasă. L-am văzut, am filmat, l-am... S-au uitat sale. Forța! Mulțumim! Joc, tată, joc! Ce să mai meargă răbciul ăsta? Acum o să iasă toate ok, noi! Exact cum trebuie ca la carte. A zis Ilie că să le lași aici ca să vezi tu cum... Să te uiți tu la ceva acolo. Da, acum nu e problemă, că o să tăiem, o să strângem și o să vedem cum se facă treaba. Treaba o să meargă oricum, totul bine. Nu se montează nimic, yes. Dar ok. Yes, sir. Ia zi. Ia bă, pe Ilie, pe vlog. E șeful, nu, că ia loc. Trebuie mama ta cu sectoristul. Să moară mama. Oh my God. Uite, am desfăcut ăsta la ambreiaj aici. L-am adus și pe domnul inginer. Inginer de sunet. E Mario Talent, fratele cu care am filmat al lui. De ce mă, ce are? Nu vrei să trecut. Zău, nu? Hai mă, las pe dacă a zis ăla. Bine mă, te șterg. Hai mă, fratele meu, că ești al meu, mă, ești fratele meu. Dacă mă iubește lumea, a fost școala de vale la zic, frate. Ce știu eu să fac? Așa. Dar sunt prea deștept pentru multă lume și sunt prezent. Haideți, băieți, foarte bine, lasă că așa e. Pregătim să desfacem. Asta ce e, Alex? Și să putem... Mamă, a băgat bilile alea, am dat de două bili. Ce e asta, bă? Hai că asta are cărțile de făcut. Da, mă, dacă mai ajut. Rafael, o să desfacă butucii la frâne, ca să poată să mă compacteze și să repare odată cu mine. Mamă, UTB. A, uite, frate. E și anul aici, nu e anul. Dați-vă voie plângă tractor, da? Hai, du-te și joacă-te cu băiatul acolo, hai. Du-te cu Nenii și joacă-te acolo cu Denis, hai. Nu e bună la Nenii. Dar la noi cuplează ăsta, tată? Tată-i. Ei, tată. Cuplează ăsta la noi. Așa? Nu! Zicea Ilie că să te uiți acolo dacă e ceva la satelit. Nu, îmi trebuie mașina, nu am, dar nu-l bag. Nu, dar e mare. Îl ține mai dăm frâne. Auzi, mai ridici din cric un pic? Vrei să mai ridic de cric? Da? Am înțeles. Auzi, dar o bordură, o piatră... Ia, Ilie, ia uite, o fi bună aia de unde e... Vezi că e la lângă aia. O fi... Avem un ansamblu în tu, domnul Ilie, trebuie... Bă, cărbile, te-a dat aia cu coasă. Asta-mi pe Ilie-s vlog în față. Ilie-s vlog. Asta-mi pe bată cum... Dar, bă, ia uite... Ia gogle. Ia! Și mai vine. Hai. Vine și el, o citană și-a luat paru și-a luat luminei. Merge piatra aia, mă, poate punem piatra aia. Mai dau la el? Mai dau la cric, ca așa se face frumos. Dau la cric. Da. Dacă ne trebuie doi... Ui, mă doare urechea! Oh my God! Ne trebuie două de alea? Mai dai bănuțe. Bă, vrea bun, care ala în gaură. Mai dau? Exact acum, bagi un om. Da, las că beau. Mersi frumos. Cât e tot de mare, mă, cade un drop. A intrat? Mai dai bănuțe. Vine ca la umbră. Bă, fugi roata. Aha, gata. Mai e bine? Bă, auzi, dar... O dată dacă mai dai. Cade, mă, ești. Nu cade, că l-a pus bine. Vezi ce bine l-a... Ui, nu. L-a pus... Dă drum la cric. Mă, ce bă, bă, da, așa, să face frumos. Dă drum la cric. Da, ia vezi cum... Bați-ne la...
18, hai, 19, 20. E bun așa, o... Mamă! Okay. Mă face de plec de-acolo. Ale, ia, ghiu! Fiți atenți! Păi să plecăm cu motorul de aici, și reductorul îl dăm de aici. Nu? Păi, rămâne reductorul aici, așa? Nu, dăm jos de aici. De ce? Nu știu, cum el știe care e... Să nu mișcă motorul. Îl dăm de aici? Da. Reductorul. Ah, motorul e... Nu, de aici decuplăm. Da, mă, da, și după luăm reductorul și îl dăm jos. Așa, bun, ok. Auzi, Iorie, dar ăsta stă aici, nu se duce în față? Nu se duce, nu, că e cricul. Că e cricul, nu? Am înțeles. Ia stă pe cric. Da, cade pe noi ăsta aici. Bă, cade de față, ascunde-mă. Mor. Și pe asta sunt doctorul lor. Ia. Salta o leagă de față. Și atunci, cu voalul Dumnezeu, o să plecăm în spate. Ia, Alexiu. Să ne vărăm cu tine de vitele și... Oale, bă, să te lase pe spate. Hai, bine! Așa, dă frumos la cric. Așa, elegant, strânge siguranța. Să fii mai pe caut ca de cât trebuie. Ilie, ho! De unde l-o împară? Prea mult, mai de drum puțin la cric. Bă, Ilie! Băi, mai bă, la trage pe de ce spune el așa? Bă, pleacă! Mi-a sărit sucul din gură. Dă drum puțin la cric, am zis, bă! Ho! Ia! Yeah. Da, dă drum puțin la cric, presiune. Mai dau un atât. Mi-a sărit sucul din gură. Să ne dea Ilie par. Dă par, bă, Ilie. Haide, bă, să-l ajutăm și noi cu ceva. Ia, rar. Pornește-o pe-a întâi, așa, ia ghiu. Și pe a doua. Asta o tai. E această unitate, fraților, trebuie desfăcută de broadării mei, de aici pe aici. Deci... Da, sunt frații mei. Ăsta e Rafael cu care am crescut și am mâncat-o. Aute-l pe taurul. Ia uite, băi. Așa. N-am văzut niciodată cum se desface un. Cine vrea să facă practică cu mine, să vină la mine. Frige. Frige și n-are gură să strige. Cine are paharul pe capacul la... Ia paharele alea mari. Așa, frate. Ia să vedem cum se desfaci. Toate șuruburile sunt desfăcute. Băieți, vină cu blondul. Blondii. Haide, bă. Hai mai încoace, ha. Haide, nici tu, haide. Și ăsta pe Victoriț. Bă, pe tata mea, mă. Hai, uite, pe tati. Salut. Vă salutăm, dacă vii domnule aici. Da. Nu mai jurați. Băi, puțin că nu ia. Asta e prea scurte. Zi lui Ilie să aducă un par. Bă, rămânem noi aici, Gheorghe. Haide, bă, că punem mâna. Punem, mă, Mario, mâna. Punem mâna pe ăsta, băi. Așa. Hai să-i ajutăm aici pe oameni. Da, frate. Păi să stați pățevile alea. Să-mi pățevile alea. Păi nu pățevile alea acum. Nu acum, fratele meu, să se decupleze. Ce, mai e vreun șurub acolo, brother? Da, brother. A, e doar la de siguranță. Da. Lasă puțin și să mai le dăm o explicație. Zic, fratele meu. Cine vrea să plece? Așa. La UTB U 650. Trebuie să aranjăm aici treaba. Păi da, că eu am zis și eu. Încă un par lung. Ai idee ce an e tractorul? Ce an e tractorul? E 2011. Te încârmam. O fi 80? E din 80, nu? Nu e mic. Mario, ce an e? E câțevile astea. Zi-mă un an. 65. Nu știu, cred că are 30 de ani. Bă, asta l-ai pus aici, bă, ăsta era al meu. Cum? 2009, motor fabricat, făcut la comandă. Făcut de comandă. Da. Ce mai e din 8, din 70? Ce? Bătrân camin. Ăsta? N-are, mă, că sigur e mai de mult. Dar uite de ce nu scrie anul pe el. 1/2/99, dar nu e, mă. 18. Aici, aici. Ce regulator? Aia, e un cod, nu? Dar nu, anul nu e, decât dacă e pe reductor pe partea. Da? Uite, băieți, au desfăcut bordul. E frumos, foarte frumos.
Știi ce îmi pare rău când am filmat, Gheorghe? Când am fost de-am întins alea, la, de-am udat acolo, știi? E un balon de paie de la Mare Rotund? 50 de lei. 50 de mii? Da. Băi, băi, 55 de lei. A, pe ăsta te referi. Da, bă, dar nu se mai cunoaște. Ăla de trifoi îl vinde la kilogram. La kilogram, 80 de bani. Ce 50 de lei? Un balon de trifoi. De la mare. De paie. De paie. Da, da? Da. Gheorghe. Iată-te așa, mâncați-o și nasul tău, să văd și eu, să văd ce... Că nu de multe ori ai șanse să vezi ce se întâmplă aici. Da, ăsta de ce? Ăsta ți-a topit, Gheorghe, uite. Așa e el. Hai mă, cum să fie așa? A dus. Da mă, de-aia nu m-a plicat de vreo, gata, vine. Bă, ești nebun? Da, e vin, nu mare dinți. Ia uite, frate. E manșun. Vorbește un pic cu el. Chis codre. Da, ăștia las nu s-au spart, nu? N-au puțin nimic. Da, uite, ăla intră în ăsta. Nu, că la reductor n-are nimic, Gheorghe. Mamă, cum arată. Ăsta l-ai? Ai pinionul ăsta? Ăsta a fost. De la ăla nu m-a plecat de acolo. Ia uite cum mai încoace. Te se umbră la reductor. Hai, tata, da, ce să mai prindă, frate? Ia saribilii. La sateliți. Ia uite. Și ăsta e mânca, vezi? Ia uite. Unde vezi ăsta? E tot și ăsta. S-a rupt din el un dinte. Uite și ăla altare dinte sărit, ia uite. S-a lăsat într-o parte, mă, tărăși. Păi, ei, băga bine pâinile alea acolo. Păi, băi, ia, ascultă-mă, Gheorghe, puțin, două secunde, că toți suntem aici. Hai să mai dăm o jumătate de metru mai înapoi. Ca să ai loc aici să te îmbărți? Băi, dă-mă ăla jos și ne încurcăm aici de el. Ascultă-mă ce spun eu. Ca să pui girafa aici, nu? Ca să ridici asta? Nu, mă, că la gaz de aici. A. Și mă sucesc așa decât hăț. Ei, voi știți cât să spui. Cu ce e greu de la dus în apă. Uite, băi. Ai pinion de ăsta sau cu toată aia, nu? Nu, doar ăla trebuie și rulmentul. A, ăsta e cu totul ăsta, dintr-o bucată. Și cum iese? Cu siguranță. A, am înțeles. Da. Ia, dă-i o cărcare. Desfă-i, Ilia, cheia de trebuie, desfacem asta, dăm reductorul. Auzi, ăsta îl pui undeva să nu cadă de aici? Să se murdărească? Să-i schimbăm, dar la cale, vezi, ăla cade și... Îl pun aici? A, uite, și ăsta e alt. Asta e pompa de ulei? Am înțeles, nu e. Ai rulmentul cu ace spart? S-a schimbat și vreodată rulmentul ăsta? Da. Se mai sparge, nu? Sau se mai... Tractoarele astea, când e piese, trebuie să-i dalea bune, frate. De ce? Sunt și piese proaste și piese bune? Stai să... În ziua de astăzi toate sunt proaste. Chiar dacă ce e, că e bune. Mă refer că asta e greu de demontat până le desfaci. Păi ce vrei, na? E ca la TV-ul care ascultă. Da, ascultă de 4 ori, parcă aici, de mult. Tractorul? Da. De ce? De ce? Băi, la puțin. Da, s-a fudut ăla. E bine săriți la asta. A, de-aia nu stă el așa? Uite câtă distanță are aici. Da, da, să știi. Să știi. Uite cât are aici, cât da, are aici. Da, bă, ia uite. Ia uite-l. Da. Da, n-am lucrat de asta după loc. Mă. Și alea ca să ajungi, trebuie să desfaci asta, nu? Da, desfac tot. O desfaci acum? 3 bile, bolți. Am eu 4 bile. Îl chemăm pe Ion, care mai mult. Da, e periculos, tare. Poate fi să te omoară. Curele. Haide, mă, două cheie de asta. A, nu, gata. Îl dădeam, gata. A, pui tractorul acum să-l dăm? Nu știu cum. Haide, mă, Gheorghe. Da. De ce să mai bagi tractorul? I-am dat atunci acum mâinii cu tataia Nicu. Păi și de ce îl ținem? Eu cu tataia Nicu, cu tate și nu mai știu. Haide, mă, să-l dăm jos, mă. L-am luat. Am băgat un lans pe aici și cu un băț. Ha. Tu ai piesele să-l faci acum? Nu, a, trebuie doar să le desfaci ca să le iei. S-a făcut bilile, mă. Ce-a scăpat și a scăpat pe ăsta. Cum l-a făcut pe ăsta, bă, frate, bă, ia uite-l. Cârâia? Când plecai cârâia? Am făcut 50 de chile să-l afaci. Nu m-a plecat de pe loc. Care, bă, care 200 de chile, bă? 400 de manșul ăla, tot cu rând. Ia să le iei bilile, uite, mă. Am văzut. Auzi, dar trebuie să-l și curezi care bilele sparte în el, nu? Da, mă. Hmm? Da. E la WC? Da. Du-te, bă, de aici, bă. Ce, bă?
Sateliți. Lasă-l, mă. Lasă-mă omul să-și facă treaba. Lasă-mă că e la birou acolo. Lasă-l, mă, că e al nostru. Da, mă, s-a spart. Da, s-a făcut și alea. Ai mai pățit așa? S-a mai spart? Da. Am luat la pădure, a venit Alex cu tractorul. Eu am adus Rafael până la tohat. Haide, mă. Ce, cum vrei? Cum vrei să-l dăm jos? Îl dăm cu mâna, cu oameni? Trebuie să mă o să duc și aia lui fata aia, voi. Dacă dai reductorul jos. Hai să dăm jos. Acolo, ha. Hai. Păi și cât țin de el? Și băgăm pe aici așa. Dă-l acolo, luăm o țeavă. Uite țeava aia, bă. Ai văzut? Da, bă, că vă ăștia ține, puteți, mă, ce țeavă. Dar s-ar putea să fie lung. Că putem aici să săltăm, a? Bă, dă-l altineți aici. Adică la saltă 150 de kg și noi, voi 4 nu puteți să-l tați. 180, băi. Cine? Cine? Leonard. Păi Leonard, cât e Leonard? E și mai, mai înalt, e și mai... Da, e un pic cam sus. Ia lasă mâinii, te-ai răcorit? L-a răpădat pe satana. Uite-o pe aia mai lungă. Lasă-mă, ok, bă, nu mai spus. Da, mă, doi dintr-o parte, doi dintr-o parte. Auzi, și după aia unde îl pune? Pe pământ? Unde ai, mă, pe aia? Asta, unde îl pui? Pe pământ? În roabă? Îl pui în roabă? Nu. Auzi, ia uite, îl pui pe cauciucul ăla? Nu, mă, că nu-i vine pe pareti, trebuie. Să uiți ceva. O tablă, uite, uite, uite. Întâmplat la sateliția aia, nu se întâmplă cu ăsta așa. Gata, l-am dat și jos. Așa și a putut. La ce, ambreaj, nu? Da. Nu e ambreiajul, ambreiajul în partea asta aici. E sateliții. În partea, în partea aia, în partea aia, în partea. Uite, bă, ambreiajul. A, și asta e de cutia. Placa de ambreiaj aici, da, și eu, hai că... Adică, da. Are ceva acolo? Gheorghe, hai să dau remorca înapoi să mă duc să plec. Gata, fata. Mă duc la fata. Păi nu bagi remorca în curte? Gata. Am înțeles. Dăm cu toții cu mâinile. Păi și-o lăsa aici? Nu. De ce? O dăm cu toți cu mâinile, ca să nu ai chine să întoarce. Ca să-l aglomerez pe ăsta, definitiv, aici. Ia, și aici. Nu lăsa, bă, ce să facă cu... Nu m-am cum să bagă aia. Aici e simplu, rulmentul de presiune și... Vedeți cum arată? Îmi pare bine că am fost aici, uite, am dat toți, l-am ajutat toți. Ce zici, fratele Gou? E fier mort, uite. Păi uite, și ăsta și ăsta. Mamă, cum toate, s-a făcut, toate îndoite, adică, fier mort. Fier mort. Chinezărie, dar crezi că poți să găsești undeva să fie oțel sau ceva? E, sunt prinioane bune, dar e vorba de putere aici. Și pe denumire, nu? Păi așa, e vorba de putere, câtă forță a putut să aibă. Mă refer că dacă era din fier, că s-a autocit așa, dacă era din oțel, nu trebuia să se spargă. Sărea. Să sară. E, sunt mai bune așa. A, e mai bine așa, nu? Da, că se mai... Dar toate da, sunt uite, făcute, ia uite, s-a strâmbat, bă, câtă putere. Păi auzi că o bag în viteză forțată, știi? Nu e vorba de viteză, bă, puterea lui toate e strâmbă. E vorba de putere, bă, om. Ia uite, da, uite, de la putere, uite cum s-a împins în ea, ia uite, pac, pac, și nu mai în partea asta. M-a găsat disc după asta, ducea tractorul la 230 de cai, după asta m-a găsat disc, după 65. Mă. Adică, după. Dar nu se pune problemă. Și ce vrei să desfaci prima oară? La ce vrei te gândești? La ăsta de aici? La cubilele? Ce... Haide, bă, Alex, adu o cheie de aia mâncați aici, nasul tău. Ce cheie? De 19, fratele meu. 4 chei, desface asta, ha. Desface asta, tat? Vrei să-l desfaci? Un cric, tale era bune. Da? Păi era bune. Trebuie să mă duc să-mi fac groză trusă. E 1,5 milion o trusă de aia plină, cap coadă. Haide, mă, odola să vedem ce e aici. Ce să aduci, bă, că nu mete să ai crichet? Cu cheie, bă, de cucugot. Te chinui cu cheie. Asta ce zice, mai bun? Ăsta îl bagi până ăsta cu încălzit. Da, ăla e terminat. Asta a fost unul de treabă aici. Aha. Cum e pe mic? E pe mic. Așa trebuie să-ți drângă de la acolo. O să vedem. Nu, e pe mare acum. O lune trebuie și axul, băi, tai. Ai auzit? Acum e pe mare. Care ax? La care ax e? Haxul ăsta ne trebuie, uite, e dojit, e la șumat. Păi uite, aici nu-i lipsește un șurub? Nu, ăla e de... E de altceva, nu? Gata, am înțeles. Să depresezi... A, haxul ăla, la te referi? Da. Păi ce, e terminat? Da. Ia uite-te, acum e pe mare. Acum e pe mic. Și astea din tractor de unde le schimbi? Acum e pe mic. Ia o manetă. Are o manetă, nu? Sus. Tractor, da.
A, și când era pe mic, pe mare, îl dai manual acum, nu mai era, gata, am înțeles. Da, 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 da. Și ăsta ar fi uitat să-i bate. A, gata, am înțeles. A, și din cabină o dădeai, nu? Sau de sub? Din cabină. A, am înțeles. Păi și face acum ceva la el, nu? Da, da. Blucă-te. Atunci putem să plecăm, nu? Dacă aveți treabă, da. Hai să ne spălăm și noi pe mare. Vezi că e să pune. Uite, pe aici, vezi? Opa. Și câte pic toate picioarele astea, toate astea? Mamă, spion, sucită. Sunt vreo 10 milioane, îți dai seama. Măi. Zice, bă, ești ai. Adu-mă-i, e lor aia. Ie pe aici, Ilias, floc! Să nebune, dar nu plec imediat. Ie zi. Băi, Ilie. Băi, Ilie. Ai dat-te dreapta. Aole, super pal nostru. Tu ce dai la asta? Ia. Vine mai ales să-l ajut cu ciocanul, băi. Ce frige ție, băi? Frige că s-a încins. Băi, vezi? Uite așa. Așa. Ba da, bă, apă, gen, și aici ceva așa și fac. Cu asta așa? Arghiro! Oh my god! Dar n-ai cum decât să-i auzi? Ia vină, băi, Alex. Vină-mă un pic ultima manevră, ha? Hai să-ți facem pasta. Hai, bă, Ilie, ce drept, pune mâna, dă-chime pe aia până acolo. Hai, bă, Alex, ia vină-n coa. Ce să-i fac eu? Bagă o de-asta așa și fă mângeală, că aici vină-n coa. Hai, mă, vină-n coa, că-ți arăt eu, mă, ia uite. Nu, nu, ia asta, ia uite, ia uite. Bă, Gheor, ia uite, mă, și dacă trag... Da, mă, să moară Larisa, Ilie, că am desfăcut-o, ia uite. Ai văzut? Ia, ia, ia. Ia stai. Băi, de... Mamă, ce frige cheia, bă. Cum am a stat în soare. Uite, mă, că am desfăcut-o. Nu, nu, să moară. Gata, ia uite, gata. Ia uite la putere, la ala, la gagi. Numărul 1. Cum ai putut? Numai că frige, are 20 de chile. Da. La gagi, numărul 1. Gata. Arbitru! Arbitrează! Dar fii serios. Nu, nu. Hai, șiși! Oh my god. E supărat un pic. De ce să-i dăm? Ca să le iei tu pe frâne. Bă, hai să băgăm o țeavă, Alex. S-a rupt cordul. Ce-ai făcut? Da, asta a desfăcut? Haide, mă, să băgăm o țeavă de-aia mare, băi, Alex. Hai, mă, și ne lăsăm pe ea. Mamă, să moară Larisa. Hai, bă, să punem țeava aia mare, Alex. Haide, bă, punem o țeavă de-aia mare, băi. Alex. Hai, mă, vă punem o țeavă, mă, numai ei. O, bă, mă, decât să lăbiți-o și gata, las-o de-aia, eu-s gata, nu mai face nimic azi. Da. Haide, mă, punem-o de-asta, mă, că te tremură, bă, Alex, mă. Te-ai lovit? Sau ce-ai făcut? Cu ce, mă, cu ăla? Ilie, hai să băgăm o țeavă, băi. Uite pe asta. A, nu, uite asta, uite asta, ia fii atent aici. Ia, ține și filmează, Alex. Hai, du-te, dracu. Ține cu aia, filmează-ne tu, uite-te, uite-te bine. Dacă frige, băi. Gata, ia, du-te, vină mai încoace, Alex, ia, dă-te așa, Ilie. Du-te în partea aia, mă, du-te în partea aia. Băi, du-te în partea aia, că mă prind și, băi, dă-te așa, Ilie. Gata? Dă-i, mă. Ilie, trage. Ia filmează-mă. Ie! Ține de țeavă, Ilie. Ce-ai, bă, bă, ala copilul ăsta? Gata, mă, altul. Gata, mă, altul, aduc. Stai așa, că a ieșit ceva din asta. Da. Las-o. Cine, băi, frate, băi, Ilie, bă. Vezi, frate? Oi, sus! Ha? Ia zi ceva de profesorul Ixtor. Ține bine acum, filmează? Nu. No. Bă, n-ai dat drumul la înregistrare. Hai, mă. Hei, hai la tata, haide! Alt. Da. Ia stai. Mai mare. Ai mai mare? Nu vrea nici să vede, dar nici unul vrea să-i pun în pahar. Păi nu, stai așa să vedem cum o punem aici. Uite așa. Să vedem cum le voi ia, mă.
Iei! Nu mă bolă pe tine! Dar ce te duci un sar așa? Iliei! Hai dă-te așa că trebuie să-ți așa am șuplit! Bă, dar de ce ești negru așa? Lasă-mă băiatul în pace, mă, că e profesor. Ia așa, mă, cu mama! Iliei! Oh. Iliei! Ilies vlog! Ilies vlogs? Ilies vlog! Gata. Ilies vlog, auzi. Mai e unul și gata. Da, dar unul e mai mare, Gheorghe. Care e meu? Uite așa. A plecat fata. Auzi, dar una e mai mare. Ai de aia mai mare? A, că pe aia o desfac cu inelarea. Dă-ți bă, chie în coala, mă, să ne slăbim, mă. Gata, doar una mai, ia uite. Și asta de cât e de... Oala! Gata.